Putem să începem? Cred că sunteți curioși, da? Ok. Bună ziua! Eu sunt Agnes, sunt directorul Bibliotecii Județene Dâmbovița. Cred că ne cunoaștem din alte activități pe care le-am organizat în cadrul bibliotecii. Am dorit să ne întâlnim astăzi aici într-un cadru informal pentru a discuta nu neapărat la modul foarte strict despre siguranța pe internet, având în vedere că dumneavoastră știți că la ordinea zilei este un subiect care face furori în mediul acesta online. Nu vrem să vorbim despre acest lucru, ci vrem să scoatem în evidență care sunt părțile bune ale internetului, ale rețelelor de socializare și părțile mai puțin bune. Am căutat acest loc să ne dăm like. Vreți să-mi dați un like astăzi? Și eu vă dau vouă tuturor like. Vreau să fiți prietenii mei reali, nu virtuali. Alături de mine îl avem pe Alexandru. Alexandru este președintele Consiliului Județean Dâmbovița și a venit astăzi în calitate de prieten al dumneavoastră aici. La dreapta mea este Monica, de asemenea prietena dumneavoastră, este viceprimar la Primăria Municipiului Târgoviște și colegul meu Victor Bucuroiu, din cadrul Poliției Județene Dâmbovița, care de asemenea, Victor, vrea să fie prietenul dumneavoastră astăzi. Îi dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. Mulțumesc, Agnes. Vă spun și eu bună ziua. Sigur că ne-am fi dorit și probabil cu toții vă doriți să avem posibilitatea să petrecem mai mult timp nu în fața calculatorului, ci în timpul liber. Din păcate pentru noi, în secolul în care trăim acum, calculatorul ne marchează viața. Și dacă sunt și beneficii ale mediului virtual, este faptul că puteți descărca în format audio mai nou cărți pe care le ascultați în căști, decât să faceți efortul să le citiți sau să răsfăiți paginile. Există, eu știu, poze și vă puteți poza alături de prieteni sau de către cei care vă sunt dragi în felurite ipostaze ale vieții dumneavoastră, dar în același timp există și tentații care de care mai perfide în ultimul timp. Și eu aici aș vrea să reflectăm cu toții și să putem avea posibilitatea că există această curiozitate și dacă cuiva îi spui că n-are voie să facă un lucru, nu cred că renunță. Cred că e din ce în ce mai tentat să-l facă. Și atunci cred că ar trebui să fim avizați asupra ceea ce ne așteaptă dacă ne permitem uneori să încălcăm niște reguli care nu sunt foarte clar cunoscute sau foarte clar definite. Și cred că aici și școala și noi ca și adulți și colegii noștri din cadrul departamentului, din cadrul poliției care se ocupă de activitatea asta de prevenire trebuie să facem mai mult, pentru că cred că nimeni dintre noi nu are un bun mai de preț decât viața lui. Și fiecare dintre noastre sunteți la începutul vieții dumneavoastră, aveți 14-15 ani și vă faceți planuri, vă faceți vise, începeți să conștientizați care este sau care urmează să fie rolul dumneavoastră în societate și aveți o perspectivă pe termen lung. Iar, din păcate pentru noi și internetul sau accesul la informație foarte facil, naște și niște riscuri sau niște pericole pe care nu putem să le sezizăm în momentul în care interrelaționăm doar cu ecranul calculatorului sau cu iPhone-ul pe care îl avem în mână. Pentru că, din păcate, pe internet poți spune orice, fără să poți foarte ușor să contracarezi în momentul în care s-a spus ceva care nu e la locul lui. Aveți curiozități, aveți, eu știu, așteptări, dar cred că important este în momentul în care întâmpinați dificultăți în anumite lucruri să apelați la, eu știu, la sprijinul unui coleg, la sprijinul părinților voștri, al profesorilor, al educatorilor voștri. Am văzut că au venit alături de dumneavoastră și cadre didactice.
știu că se creează așa o legătură mai specială între cei care, mă rog, sunt elevi și dirigintele sau diriginta de la clasa respectivă. Și eu cred că e important să aveți curajul să spuneți lucrurile care vă frământă. Pentru că sunteți clasa 8-a, înțeleg, și se apropie și examenul de capacitate. Eu vă urez succes și la capacitate. E bine că rezultatele se afișează pe internet și veți fi curioși cu toții să accesați acolo internetul și paginile Inspectoratului Școlar și ale Ministerului Educației. Și ce să vezi, mă bucur că am avut prilejul să stăm astăzi de vorbă. Dacă sunt întrebări pe care doriți să mi le adresați, cu toată plăcerea vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc! Îi mulțumim și noi prietenului nostru Alexandru, da, rețineți, este în calitate de prieten al vostru astăzi aici și va rămâne prietenul vostru. Vreau să o invit pe prietena Monica să ne spună două vorbe. Să rămân aici, bună ziua, vă spun și eu. Sunt și profesor de limba și literatura română la o școală generală de aici din Târgoviște. Și de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că stau foarte mult în mijlocul elevilor. Și atunci le știu curiozitățile, le cunosc pasiunile și n-aș vrea să vă vorbesc foarte mult, nu vreau să vă dau sfaturi, nu vreau să vă spun să navigați cu atenție sporită pe internet, pentru că am încredere în voi că faceți lucrul acesta. Vreau doar să vă spun atât, că este mult mai folositor să vă faceți prieteni în realitate, este mult mai util să vă întâlniți cu ei în viața de zi cu zi, este mult mai frumos să vizitați anumite locuri, atât cât vă permite timpul și situația să le vizitați în realitate, să iubiți în realitate și nu pe Facebook. Și dacă vreți să împărtășiți și cu ceilalți momentele frumoase din viața voastră, trebuie să vă gândiți înainte că imaginea respectivă să atragă un like din partea celor care văd și care navighează alături de voi pe internet. Am încredere în capacitatea voastră că puteți face diferența între ce este util pentru voi și ce nu este util. Știu că, de asemenea, că pierdeți foarte mult timp pe internet, cu voie sau fără voie, și atunci este bine că și astăzi vă aflați aici și că pentru o perioadă puteți să lăsați deoparte telefoanele, tabletele și alte lucruri pe care le folosiți zilnic. Și atunci poate v-aș recomanda să vă căutați activități care să vă îmbogățească orizontul de cunoaștere, să vă alăture, dar să vă alăture în realitate. În rest, vă doresc succes, vă doresc să vedeți pe internet și pe rețelele de socializare doar lucruri care să vă facă plăcere, doar lucruri la care să dați like, astfel încât să nu simțiți vreodată nevoia de a exista vreun buton de unlike, care oricum nu există. Sau report, da. Vreau să vă mai spun un singur lucru. Voi sunteți elevi mai mari și întotdeauna veți fi un model pentru cei mai mici. Și eu cred că fiecare dintre voi își dorește să fie un model bun și pe care ceilalți să-l urmeze. Vă doresc succes, vă doresc să vă bucurați de vară, să aveți rezultate minunate la examene și la celelalte lucrări, teze ce mai dați voi în continuare și să vă întâlniți cât mai des în mijlocul naturii, să schimbați impresii și păreri despre diverse lucruri. Succes! Mulțumim, Monica! Înainte de a-i da cuvântul colegului meu, Victor, vreau și eu să vă mulțumesc că ne-ați acordat din timpul dumneavoastră și ați venit astăzi aici. Vreau să mulțumesc doamnelor profesori care s-au implicat în această activitate. Sunteți aici prezenți de la Școala 13 Matei Basarab, de la Colegiul Național Cantacuzino, de la Liceul 2. Încă o dată vă mulțumesc și îl las pe Victor să-și desfășoare activitatea. Mulțumesc și eu!
mulțumesc organizatorilor Biblioteca Județeană, Consiliul Județean, Primăriei Târgoviște. Dar hai să vedem pentru ce vrem să dăm like. Și nu am venit singur, am venit cu Andreea și cu Adelina, care sunt studenți la Facultatea de Drept, dar mai am și ceva cu mine. Oare dacă vedem o poză, dăm like? Dăm like? Poate. Educația rutieră ne ajută? Dăm like? Dăm. Dăm ador. Unde legea nu-i tocmală, dăm like? Sigur? Sigur? Cred că mai am ceva pe aici. Cred că asta. Școala Siguranței Teddy. Dăm wow. Dăm wow, da? Bun. Bun. Haideți să vedem care sunt așteptările voastre. Alex, mă ajuți? Da. Hai să vedem care sunt așteptările voastre de la like. Aș vrea să lucrați în grup 10 minute, pe școală, pe liceu. Vreau să văd. Facem un pic de concurs între un liceu, un colegiu și o școală. Hai să vedem care sunt așteptările voastre de la like. Să vedem la ce dați voi like. La orice. Da? La orice. Luați. Bă, nu scrie, mă. Eu nu știu de dacă dă like. Sau nu știu. Băi, la tip web. Băi, și aici copiază. Și aici copiază. Dăm like. Așa v-ați învățat, e? Aș avea o rugăminte la voi. Victor, vezi că și aici copiază. Aș avea o rugăminte la voi. Mă ascultați? O oră, o oră și ceva că stăm aici. Să nu răspundem la telefon. Nu folosim Facebook, nu folosim Google, da? O oră stăm și discutăm și vedem dacă dăm like până la urmă la ce am făcut sau la ce am pierdut, da? Haideți să vedem, 10 minute.